credeți sau nu, am făcut pe jos 17 verste în numai 3 ore. Chinuitor, uite-te cum îmi bate inima. N-am mai simțit soarele în viață. Auziți? S-au uitat până acolo? Poc, 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 poc. Nu ești al spui lucrul. Nu, nu, serios. Te pomenești că fii cardiac. Auziți? Asta înseamnă că eu pot să-mi dau duhul așa până a două, cum s-ar zice, nu? Dacă eu să mor așa deodată, ți o să-ți pară rău, scumpule? Și-am faci citeți vorbim după. Nu, scumpule, ia zic, dacă eu așa deodată îmi dau duhul, tu? O să suferi pentru mine, ia zic, zi-mi, scumpule. Ba, lasă-mă, spară... omule, faci! Dacă eu mor, ți o să-ți pară rău. Îmi pare rău că duc niște avot, că de asta îmi pare rău. Gata, e disgustător, oameni. Dar ce, miroase așa? Ciudat sau? De fapt, nu e nimic ciudat, că la Pleșnicov m-am întâlnit cu domnul judecător, trebuie să recunosc că am dat pe gât câteva paharele de vodcă. Așa, da? Așa e, da, da, să bei e foarte rău, așa e, aveți dreptate, să bei e foarte rău. Nu-i așa că face rău să bei, spuneți-mi. Și ai de nesuportat, gata, nu. Gata, domnule, am înțeles. Vă las în pace, gata, Dumnezeu să vă aibă în pază. Doamne, mai că nu să vorbești, nu mai ai voie în casa asta. A, era să uit, dați-mi vă rog 82 de ruble. Ce 82 de ruble, pentru ce? Păi mâine trebuie să plătim muncitorii. Da. Cum adică n-am? Păi, trebuie să plătim muncitorii sau nu trebuie? Trebuie? Apar n-am, omule, ți-a zis că n-am. Ce vrei să fac? Așteaptă și până la începutul lunii când primesc bani. Domnule, dar stați așa, că muncitorii vin după bani mâine dimineață, nu la începutul lunii. Ce vrei să fac eu? Da, mă spus, vreau să zic că n-am. Domnule, iată, v-am întrebat, trebuie să plătim muncitorii sau nu trebuie să... Dar ce dracu îmi bat eu gura de pomară? Eu ce bat eu gura de pomară? Dar auzi tu, administrație model, 1000 de seacă de pământ, dar noi n-avem o paracioară în buzunar. S-a gândit că asta este foarte greu. Dom'le, avem vin, dar n-avem bani de tribușor, nu? În halul ăsta am ajuns, în halul ăsta am ajuns. De demnă de o pește pus la frigare. Dom'le, mâine vând troica, am vândut orzul de-abia colțit, mâine vând și secara, așa să știți, așa să știți. Și credeți că mă potolesc aici? Nu o să aveți parte de așa ceva, domnule, nu o să aveți parte de așa ceva, vând tot! Dar cine vorbește aici? Ah, Mișa! Da? Tine ca erai. Păi da. Ce? Păi zici, ce să pățesc, că cu Nicola Valal, dumii tale, doamnă, poți să ții și câmpii? Da? Bine, Mișa? Doamne, maica, domnule, mai lăsați-mă în pace cu prost. Fânt, doamne, dar nu mai am, l-am vândut. Ia-te, uite, dar ce ton, Mișa, să știi că nu te prinde deloc. Dacă vrei să te iubească femeile, să nu faci niciodată așa pe supăratul sau să te dai mare în fața lor. Nicolae, Colea, hai să ne jucăm. Anita, te rog, eu intră în casă să nu se facă rău. Unchiule, ia-mă în casă. Doamne, uitați, nu uitați că peste 20 zile trebuie să plătim și procentele lui Lebedev. Da, azi mă duc la Lebedev, o să nu mă mai aștept. Păi și când plecați? Acum. Foarte bine. Realității, la dracu. Deci uitați, dacă aș fi un om ca toți oamenii, păi,
Într-un an de zile ați avea un milion. Eu, de exemplu, dacă aș avea acum 2300 de ruble, păi într-o săptămână aș avea 20.000. Vorbesc foarte serios. Să știți că nu e nicio șmecherie de-a mea. Nu e. Dați-i 2300 de ruble. Dați-i 2300 de ruble. Vă rog, e foarte frumos. Și vă dau înapoi, în mai puțin de o săptămână, 30.000. Am aflat că pe malul celălalt, Ovseanov, vină băgate de pământ, exact cu 2300 de ruble. Exact vis-a-vis de noi. Și dacă noi luăm malul celălalt, atunci vom avea cele două maluri. Și dacă noi vom avea cele două maluri, nu știu dacă mă înțelegeți, dar vom avea cele două maluri. Și atunci o să putem să îngrădim râul, construim acolo moară și îndată ce am îngrădit râul, uitați, fabrica lui Zarevski ne dă 5.000, Corolcov 3.000. Mănăstirea, Doamne ajută, 7.000. Doamne, și dar toate astea sunt prostii, așa că ține pentru lucrurile, dacă nu vrei să le certăm, da? Știam. Tot ce spun eu prostie de la cap la coadă, nu-i așa? Așa e. Nu, că știam. Nu știți nimic, dar nici pe mine nu mă lăsați. O prostie de la cap la coadă. Știam. Doctore, avocați tot una. Deosebirea că avocații dau doar din gură, timp ce doctorii te mai și omoară. Persoanele de față se reciput, bineînțeles. Șarlatani! Exploatatori! Poate pe undeva prin jungla africană să mai fie și excepții. Dar eu unul am cheltuit pe doctor mai bine de 20.000 de ruble și n-am întâlnit unul care să nu fie scroc cu acte în regulă. Deci nu faceți absolut nimic, dar nici pe mine nu m-a lăsat să fac ceva. Pe de-aia n-avem noi bani. Ce mai zici, doctor, a? Ce ziceam și de dimineață, trebuie neapărat să plece în Crimea. În Crimea. La ce mici am nu suntem în stare? Am mai tași, pisă loc, ce ești gata! Păi da, doctore, dacă să pleci în Crimea e nevoie de pași. Ea nici măcar nu vrea să audă de așa ceva. Da, așa e, nu vrea. Auzi, doctore, oare Ana Petrovna e chiar atât de bolnavă că trebuie să pleci în Crimea? Da, tu ți-ai s-a agravat. Da, așa e, nu. Mi-a dat și-o seama, după culoarea feței, că nu mă mai duce mult să răcuți. Păi că mai încet. Dar ce? În casă, omule. Ce? Asta e viața, dar e ca o floare pe câmp, trece un țap, o mănâncă și s-a dus viața. Ce? Prostă și iar prostă. Și eu, domnule, mă tot străduiesc să-l învăț pe Nicolae Alexeievici să facă bani. I-am spus ce plan genial am, i-am spus. Dar el nu vrea să mă asculte, nu vrea. Nu vrea, ca de obicei, eu vreau numai suferință, tristețe, umilință. Ești genial. Mulțumesc. Ai o minte brici, ai tot felul de idei, înveți pe toți cum să trăiască. Ia învață mai pe mine ce trebuie să facă. Mă duc să fac o baie. Dumneavoastră, dacă vreți să știți, aveți 20 de rezolvări. 20. Eu dacă aș fi rog cu dumitare, eu aș avea 20.000. Într-o săptămână. Cum să fac? Hai învață-mi. Nicolae Alexeievici, dă-mi te rog frumos o rupă. Mulțumesc. Uitați, atât de simplu. Să vă dau și mână de cont de... Iar dacă aș fi în locul din Italia, aș avea 30 de ani. Ce aș? Ce aș? Vino cu acasă să-ți povestesc. Vino cu acasă. Ascultă-mă. Oameni de prisos, doctore, și vorbe de prisos. Nicolae Alexeievici, trebuie să stăm de vorbă serios. Despre ce? Despre Ana Petrovna. Nu e de acord să pleci în Crimea, dar sunt convins că dacă ați însoțit-o, ar pleca. Da, doctore, dacă să pleci în Crimea, e nevoie de bani. Și nici concediu nu mai pot să ne-am cumpărat așa. Să zicem, partea a doua, cel mai important medicament pentru această tulse de care suferă, este o dihnă. Iar soția dumitare nu are o clipă de liniște. O chinuie continuu purtarea dumitare. Iată-mă, sunt tulburat, dar trebuie să vă vorbesc deschis. Purtarea dumneavoastră ucide. Nu pot să cred că nu vă dați seama. Bă, da, doctor, îmi dați. Sunt vinovat. Doctor, cum să spun? Păturile mele s-au plinticit și sufletul mi s-a împotmolit într-o lene de nici nu mai înțelege cu mine. Pe cuvânt. Ai dreptate, da, Miuta e o femeie extraordinară, deosebită.
și-a lăsat casa pentru mine, și-a lăsat averea, și-a părăsit religia. Și dacă i-aș mai cere încă 100 de sacrificii, le-aș face fără să clipească, dar eu nu am nimic excepțional în mine și nu m-am jertfit deloc. Doctor, îți spun că o să moară, dar nu simt nici dragoste, nici milă, nimic. Ci doar un gol imens și o măseală. Hai să facem câțiva bani. Problema e că nici eu nu am înțeles exact ce sunt lucruri. Bine, povestea mă mai bine. Pe cuvântul meu, omul ăsta nu e un escroc oarecare. Și un adevărat filozof. Un virtuos al gândirii. Și n-a terminat nicio școală pentru asta. Asta e incredibil. Ce scrop genial ar fi ieșit din el dacă avea o glumă de pictură, ceva școală. Dumneata ești conte? Da, eu. Și nu te-am auzit odată să vorbești despre cineva relaxat, fără să-ți bagi joc și fără să fii rău. Dar ce ți-au făcut oamenii, conte? Nu cumva te crezi mai bun decât toți? În niciun caz nu cred așa ceva. Sunt la fel de ticălos ca și ceilalți. Un moveton. O cizmă. Dau cu pumnii în cap. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Am fost bogat, liber, chiar puțin fericit, dar acum un parazit, un profitor, un caragios fără rost. Mă aprind în jur, iar toți ceilalți râd de mine. Dacă râd și o să uită chiorești, și zic că a luat o rază, mai clar. Însă de cele mai multe ori nici nu mă aud. Nici nu mă observ. Iartă-mă. Cu cuveaua. Cântă în fiecare seară. Las-o să cânte. Mai rău de atât ce se poate întâmpla. Dragă Sara. Ia să câștig eu vreo 200.000. V-aș arăta eu cum se trăiește. Aș pleca de la pomană, aș pleca din fundătura asta și nu mi-ar mai călca piciorul că ești până la judecată la tine. Da? Și ce ai mai face dacă ai câștigat? Primul lucru, aș pleca la Moscova. Să ascult țigani. Pe urmă aș pleca la Paris. Aș închiria un apartament. Ai duce la biserică rusească. Și altceva? Asta zile întregi la mormântul soției mele și aș medita. Asta așa până când mai sfârșit și eu. Soția mea a mormântat-o la pat. Ce plictiseală îngrozitoare, conte! Hai mai bine să cântăm ceva, ce zici? Hai, poate, tu zici. Dar știu că din afară.
că am lipsit de experiență, cred. Și am dreptul să-ți dau sfatul. Nu te... Construiește viața ca la carte, doctor. Nu te da cu capul de pereți. Rupta cu morile de gând. Ascultă-mă. Cu cât fondul e mai cinciu și mai monotor, cu atât e mai bine. Ia lucrurile mărunte date de la Dumnezeu, că ce mai bine și ce mai simplu și ce mai sănătos. Deci viața pe care am trăit-o eu, doctore, doar nu mi-e greu. Nicolae Alexeievici, v-am ascultat cu atenție și vă rog să mă iertați, dar o să vorbesc cât se poate de clar, fără o poziție. Ascult. În glasul dumneavoastră, în intonațiile dumneavoastră, ca să nu mai vorbesc de cuvinte, răzbate atâta egoism, fără sens, atâta cinism. Omul de lângă dumneata se stinge tocmai pentru că este atât de apropiat de dumneavoastră. Zilele sunt numărate și dumneavoastră vă plimbați, dați sfaturi, sunteți ipocriți. Nu prea mă pricep la cuvinte ticluite, nu știu să vorbesc ca lumea, dar sunteți profund adevărat. Da, tot ce se poate. Vezi lucrurile din afară, deci probabil mă vezi așa cum sunt. Sunt vinovat. Sunt vinovat. Se pare că am urmat care mă sunt rău. Doctore, nu mă iubești și nu ți-e frică să ascunzi asta. Ai tot respectul. Doamne, ce om imposibil. Ce om imposibil. Iar am pierdut ocazia și nu am vorbit cu el așa cum voiam. Nu pot să vorbesc normal cu el. Doamne Dumnezeu, cum deschid gura și încep să vorbesc, ceva mă sufoc. Doamne, cât îl detest pe acest artiu, pe acest escroc sentimental, poftim. Poftim, acum pleacă, viața lui nevastă nu vrea decât să stea cu el, să stea o seară cu el. Îl roagă ca pe Dumnezeu și el nu poate. Vezi, Doamne, se sufocă, se chinuie acasă. Dacă rămâne o singură seară acasă și-ar trage un glonte în cap. Sărmanul de el are nevoie de libertate să trăiască cine știe ce aventuri mizere. Aventuri. Știu foarte bine de ce pleacă în fiecare seară la 5 repede. Știu foarte bine de ce pleacă. La urma urmei, Nicolae, nu am înăuși ceea ce faci. Pleci în fiecare seară și noi rămânem singuri. Data plictisară ne culcăm la 8 seara. E scandalos, asta nu e viață. De ce, mă rog, dumneata să pleci noi, nu? De ce? Lasă-mi să pleci, lasă-mi să pleci, lasă-mi. Anuita, dar ce-i cu tonul ăsta? Cum să pleci? Știi foarte bine că ești bolnav, n-ai voie să ieși în casă, nu-i treabă pe domnul. Și dumneata, dar ce să pleci, mă rog? Să plec la dracu, să mai ia gaia, dar să nu mai stau aici. M-am plictisit, m-am tâmpit de atâta plictisare, m-am săturat de toți de toate. Mă lași aici cu ea să-mi fie ei de urât, dar eu am mâncat-o de via, adevăratul. Lasă să plece, conte, lasă să plece, dacă este atât de bine acolo, lasă să plece! Arita, ce-i cu tonul ăsta? Nu mă duc acolo, că mi-e bine, o să vorbesc de poliția aia. Eu nu înțeleg de ce trebuie să te justifici, du-te, pleacă! Bă, oameni buni, nu se pasă, noi mâncăm unii pe alții! Nicola, puișorule, te implor, ia-mă puțin, men. Mai văd și eu niște proști, niște mă mai distrez și eu. De la Paște n-am mai fost în crezi. Rog. Da? Da. Mersi. O să-mi iau părăria aia. Da, da, mai mai repede.
știu că sunt nevoia. Fii atent că spun lucrurile în față, că e mai bine să vorbim pe așa. Pur și simplu, când apare suferința asta, când apare chinul ăsta, pur și simplu simt că nu te mai iubești și vine să plec de acasă. Vă rog să vă impuneți o regulă simplă. La 6 fix intrați în cameră și mai ieșiți de acolo până dimineața. Zeala serii nu vă face bine. Am înțeles să trăiți. Cum adică am înțeles să trăiți? Nu, eu vorbesc serios. Iar eu n-am chef să fiu serioasă. Vorbesc serios. Vedeți? Vedeți? Unde e Nicolae? Au hamacai! Noapte bună, frumusețe. Hai, du-te, du-te și lasă. Mama mai trăiește. Și nu ți-e dor de mama ta? N-am timp să-mi fie dor. Florile înfloresc în fiecare primăvară, dar fericirea niciodată. Cine mi-a zis asta? Cine? Nicolae. Nicolae mi-a zis. Thank you.
știu, să spun bancuri. Nicolae știe. Mă întreb, de ce sunt oamenii atât de mulți? De ce la iubire nu se răspunde tot cu iubire? Iar adevărul e răsplătit cu minciuna. Spune-mi, doctore, până când o să mă mai urască mama și tata? Da, sunt departe de aici, la 50 de vârstă, dar eu prezint ura zi și noapte, în permanență. Toate astea. Cum? Pe mine mă miră. Mă miră cum puteți fi așa? Vă rog, explicați-mi, faceți-mă să înțeleg cum o femeie atât de cinstită, atât de inteligentă, aproape o sfântă, să se mintă atât de profund și să se lase târâtă în acest cui. Cum ați ajuns aici? Nu înțeleg. Ce aveți în comun cu acest personaj rece fără suflet? Dar haideți să lăsăm pe soțul dumneavoastră. Ce aveți în comun cu această lume mediocră și găunoasă în care vă aflați? Mișa, scrocul acesta de două parale și contele, filozoful ăsta. De ce? De ce? Vă rog, nu înțeleg. Nu, de ce? Cum ați ajuns să iei? Uite așa. Exact așa îmi vorbea și el până nu dormea. Doar că el are ochii mai mari și atunci când vorbește cu pasiune, îi se aprind ca doi cărpuneci. Hai, zi mai departe, zi mai departe. Ce să mai zi? Mergeți în casă. Doctore, dar tu spui că Nicolae așa și pe dincolo, că face și că drege, dar de unde știi tu? Pot să cunoști un om după nici jumătate de an? E un om minunat. Și îmi pare rău că nu l-ai cunoscut cu 2-3 ani în urmă. Da, acum este posomorât, tace, nu face mai nimic, dar înainte era o încântare. Eu m-am îndrăgostit de el la prima vedere. Odată l-am privit și am căzut în capcană imediat. Atât mi-a zis, hai, și m-am dus, după cum bine știi. Am renunțat la trecutul meu și l-am urmat. Dar știu, acum nu mai este așa, știu. Acum merge fiecare seară la Lebedev să se distreze cu alte femei, iar eu stau în grădină și ascult cum cântă cu puteam. Dar frate, ai doctor? Nu, n-am frate. Ce e asta? Ce e asta? Ce m-a apucat? Nu mai pot, doctorie. Mă duc acolo. Unde acolo? Acolo. Acolo, la el. Poruncește-ți să hai, doctor. Nu, categoric de pur să vă mai tratez în condițiile astea, Ana Petrovna! Nu-i de ajuns că nu-mi dau niciun ban, mai mi-ntorc și sufletul pe dos. Nu refuz categoric! Thank you.
și cum ești? Ești bine, sănătoasă? Da, sunt foarte bine. Slavă Domnului! Slavă. Gabriela, ceai! Și cum ești? Bine, sănătoasă? Da, sunt bine, mulțumesc. Dar cum adus, dragă, ceaiul? Te-am rugat frumos să fie adus tu ceva dulceață de coacăze, nu? Nu, fata, am dat, nu e nevoie. Nu. Adu. Acțiunile tare de tot. E clar, primul împrumut e cotat la 270 de ruble, iar al doilea la 250. Niciodată nu am mai fost așa. Bani la bani, drage. Nu vorbi, drăguța mea, că poți să ai bani cu carul tot, să știi să-i mulțești. Doar că asigurarea te dă gata. Cum o fi, cum n-o fi, omul tot speră, Dumnezeu e mare. Da, Zuzușca, dar unde e Sașa? Unde e Săpădurica? Da, unde mă duc să o chem? Spune-mi de ce am rămas fără mine, de ce am pierdut, dragi, să mă ia? Pentru că nu știi să joci de asta. Nu înțelegi de ce n-ai ajuns la masa verde dacă nu știi să joci. Ce-ai făcut cu asul ăla? Ține-i la păstrare? Oameni bune, oameni bune, am dat culoare așa. As, rege, damă, valet, șeptar, optar, un as de pică și o treflă, una mică la dracu. Dar ea, ea nu putea să înțeleagă că joc fără atu, că am spus doar joc. Eu am spus fără atu, Dumnezeu, eu am fără atu. Un Pavel Chirici, ziceți și dumneavoastră, am as, am rege, am las. Eu frumos, îndură-te și lasă. Eu am spus fără atu. Nu știu, blestemat să fiu, dacă mă mai așez vreodată în viața mea să joc cu păstruga asta.
la noi. Ești supărat. Cu ce aș putea ajunge la voi? Tu are pe băți? Era în chiar. Nicolae nu vrea să mai apel, mă tot lasă să o păzesc pe Sara să nu se plictisească. Ia trimite caii după mine și o să vezi cum o să nu mai viziteze. Aș zis că mai bine e dracu decât să trimite caii. O, sufletul meu, îngerul inimii mele, nu știi cât de drag îmi ești. Te iubesc pentru că în tine văd toată tinerețea și toată suferința mea trecută. Tu râzi când te râzi, dar mie mi-a dat lacrimile. Hai, lasă-mă, dăm drumul. Tu ești la băutură? Și ce? Conte, nici măcar nu știi cât de greu mi-e fără prieteni. Mai am puțin și mă spânzur de plictisală. Zuzușca de când cu casa de împrumut i-a lungat pătate. Gavrila! Hai, lasă, bea-ți ceai. Gavrila! Cum aduci, dragă, ceaiul? Te-am rugat frumos, aduci ceva dulceață, de poate să ne așa... Ai văzut? Am pus pariu că de data ce ajungem aici, Ziuzușca ne va servi cu dulceață de coacă. Tot glumeț ai rămas, Conte, tot glumeț. Da, Conte, dacă am avut 20 de borcane de dulceață de coacă, se trebuie să mâncăm 20 de borcane. Și tu, Pașa, și tu. Tot mai pui bani la ciorap, Ziuzușca. Ai făcut milionul? Da, Conte, da. Dacă o privești din afară, spui că nu există oameni mai bogați ca noi, dar de unde bani? Lasă, că știm noi cât pierzi la cărți. Pașa, zici ce este, ai strâns milionul? Habar n-am, Conte, pe Ziuzușca întreabă. Și pomponelul nostru Dolofan face în gură milionul. Mai frumoasă, mai rotunjoară, pe zi ce trece. Ce înseamnă, Pașa? Da, mă, mulțumesc, mă, Conte, dar nu dacă le ce astea se glume proaste? Nu, vorbe spuse din adâncul sufletului. Pe dumneata și pe Ziuzușca vă iubesc la nebunie. O încântare, un regal. Nu mă pot uita la voi cu indiferență. Conte, la fel ai rămas. Gavrila! Fiind dragă lumine, fiind să te lasă nu mai joacă nimeni. Persoanele de față se exclud, bineînțeles, dar... Niciun dar, Matvei. Niciun dar, că tot e o scorneală a minții tale. O scorneală a minții tale. Zici așa pentru că nu ai o viziune de ansamblu asupra vieții. Dar ce viziune de ansamblu să am? Ce viziune de ansamblu? Stau și clipă de clipă, mă aștept sfârșitul. Da, Matvei, asta este viziunea mea de ansamblu. Noi doi, frății oare, nu mai avem timp să ne facem viziuni de ansamblu. Aia e. Gavrilă! Hai mai lasă-o, că te-ai gavrilit de zdur. Uite de ce te-ai luat dorșoare. Hai mai lasă-o, că nu mă duc eu să mă însuc. Gavrilă! Doctorul Lvov n-a mai trecut de mult pe la noi, ne-a uitat de tot. Nu pot să-l sufăr, e cinstea întruchipată. Merge, vorbește și pe frunte stă scris, sunt un om cinstit. Ori de pe criseală. Un doctorat sec, fără mați. Numai munca cinstită, ți-o spune la fiecare pas, repetă ca un papagal și cine nu spune că el, ăla e un emergent. Vine aseară la mine, și Tamne Sam îmi zice, dumneavoastră, Conte, sunteți profund antipatic. Vă mulțumesc frumos, îi zic. Bă, și n-ai zis-o așa, oarecum. Nu! Am zis-o cu vocea tremurândă, cu fălcile încleștate. Asta, mică, și tu când erai tânăr, erai la fel. Nu, așa e, am fost și eu tânăr și lipsit de minte. Îi denunțam și eu pe proști și pe ticăloși, dar în viața mea nu am spus hoțului în față că e hoț și n-am vorbit de funie în casa spânzurată. Eram o persoană educată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani trăiască, da, mulți ani trăiască, da, să trăiască, da, mulți ani trăiască, da, să trăiască, da, mulți ani trăiască, la mulți ani.
aceste minunate flori care ești dumneata. Și ca un simbol al admirației mele desăvârșite, îți ofer în dar aceste artificii bengaleze din producția proprie. Fie că ele să lumineze noaptea, așa cum dumneata luminezi potecile întunecate ale acestui tărâm stern. Bravo! Avem chinul și te-auzi, stăpâne! Ce faci? Nicola Bolan, tot așa, am înțeles. Tot prea stimată, Zinaida Savișna. Încântat, încântat. O, Angelica, Marfa, Egorovna. Opa, opa. Inteligența noastră, Avdotia Nazarovna, sărut mâna domnișoară. Și excelența sa, Contele. Mă bucur să vă văd pe toți. Ce mai e rău, domnilor? Ceva deosebit care să mă dea pe spate? Da? Nu. Mamașa, vino coace, vino să... Ce-am văzut? Venea cu coace pe malul râului și ce văd? La vrușa, dă și mie un cer, te rog. Cu coacăze. Fără coacăze. Deci, fără coacăze. Veneam în coace pe malul râului și niște gujici curățau stufăriciul. De ce nu dai pământul la rândă? De ce nu-l dai afară pe acest iuda? Păi de ce sunt pe Mișa, dar nu m-am gândit niciodată la asta. Păi, o idee foarte bună, mulțumesc! Ia-mă după aia, vorbim după aia de-a face. Până atunci, hai să facem ceva, că m-am plictisit. Hai să suntem culmea vermei, culmea entuziasmului. Marfușa, răsar din nou în fața ta. Haideți, domnul, să facem ceva. Ce ziceți? Gajul? Ha? Dansul! Nu, artificii! Nu, artificii, mai târziu. Știu, că v-ați ascunse! Haide, hai să jucăm, v-ați ascunsele pe grădină, hai, perfect, toată lumea pe grădină, hai, toată lumea, nu accept un refuz, hai, Corte, hai și tu, hai, toată lumea pe grădină, încep eu să număr, hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iartă-mă, vei
prieten la prieten. Am venit aici să mai scap puțin de gândurile astea și uite și aici mă gândesc cum să plec acasă și mă plictisesc. Să mă retrag despre viață. Nicola, eu te înțeleg foarte bine. Tu ai nevoie de un om pe care să-l iubești și care să te iubească. Numai dragostea adevărată te poate salva. Șurușca. Da, fix dragostea adevărată nu trebuie în ea. Îți mărturisesc ție și lui Dumnezeu că pot să suport orice, orice. Și lipsa banilor și pierderea soției, orice. Dar nu pot să trec peste bajocura de propria ființă. Mor de rușine la gândul că eu, un om sănătos, un om în puterea, nu uit așa un soi de Hamlet, m-am transformat într-un om de Hristos. Nicolae, hai să facem în America! Șuruș, că eu nu pot să ajung la pragul și tu vrei să fii în America. Ține de asta, mișta. Aș vrea să vă rog ceva, dacă vreau. Da. Știți că mâine ar trebui să da. Dau polițaș. Da. Mă grată? Nu. Vă rog mult, oameni. Nu, Nicolae, de exemplu. Nu, Nicolae, de exemplu. Vreau să știu, atât vreau să știu. Așa a fost înțelegerea noastră? Atât vreau să știu. Nu știu de gândesc absolut deloc la mine. Sunt o femeie sărămană. Nu, Nicolae Alexeievici. Pune-te la mine. Tremur toată. Nu, Nicolae Alexeievici. Am spus nu. Vinovat, sunt vinovat. Nicolae. Nicolae. Da.
ce vor. Ei trebuie să-i dea gata pe cârnățari. Pe când punem țitări, frate, este cu totul și cu totul altă poveste. Germania, spre deosebire de Franța, are foarte mult spino. Aiurea, după părerea mea, și francezii sunt fricoși și nemții sunt fricoși. Nu fac decât să-și dea cu tifla unii altora. Crede-mă, fac asta și gata, nu se bate. Nu să se bată, asta zic și de ce să se bată? De ce să se bată? Nu știi ce nu ținut ce? Deci cum ziceam, vă zic, eu nu ține că ce era cu atâtea congrese, atâtea cheltuie, atâtea socoteli. Știi ce-aș făcut eu? Eu aș fi adunat toți câinii de pe loșie toți, după aia aș fi injectat cu serul lui Pasteur, după aia aș fi dat drumul peste graniță, în mai puțin de o lună toți dușmanii ar fi sturbat. Toți! Când te uiți la căpățâna asta, te întreb de unde poate să iasă atâtea idei mari. În adevărat, virtuos. Bravo, Michel, și ne-ai dat gata. Domnilor, eu văd că vorbim glumind, dar te văd că nu se preocupă nimeni. Ia, așa. Vă rog, repetim. Repetate. Repetim. Sănătate. 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 Repetim. Repetate. Strumbia, Batovina, ce ne facem fără ea? Nu e adevărat. Castraveciorii sunt acolo. De la facerea lumii niciun gânditor n-a descoperit ceva mai bun decât castraveciorii. Bun, dar pot că ai bună și cu icre, dar trebuie să știi să le faci. Fii atent. E un sfert de kil de icre alese, două fine de ceapă verde. Chiar? Poate. Poate. Deci, cum ziceam, două fine de ceapă verde, o tură de ceapă, amestești totul, 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 de la prima închițitură, ce mai? Da, domnilor, văd că merge cu jumări. Doar că, să știi că să le faci, că nu le faci așa. Wow! Și noi le așteptăm de mai bine.
mâine de oră. Da. Auzi, doctore, acum e cu sănătatea Ana Petrovna. Nu e bine. Crezi că am putea să mergem să-i prezentăm omagiile noastre? Nu, vă rog în niciun caz, cred că atunci doar. Doctore, te rog, ai grijă. E o femeie plăcută, o femeie simpatică. De ziua șorocei, când a leșinat la noi, am privit-o și am înțeles că nu mai are mult de trăit. Dar nu înțeleg de ce i s-a apucat rău atunci. Am dat buzna în salon, am văzut-o, zăcea palidă pe podea, lângă ea Nicolașa, la fel de palid și el, șuroci ca lacrimi. Ia spune-mi, tinere slujitor al științei, cum se face că atunci când doamnele suferă, apare un doctor aș tineră să-i salveze? E o mare descoperire. Una mare de tot. Să vorbim între patru ochi.
Pașa, poți să vrei când știu că băutura e bolnată, dar te rog nu-mi dai și un pic, nu-mi faci imediat. Dar n-am știut. Moare mâine, poi mâine și eu trag lumea ta. Ceva ascuns aici, niciun suflet din casă nu știe de banii ăștia. Te rog frumos, îți dau cumprumut. Ia-i. Te rog, pentru numele lui Dumnezeu. Banii sunt pe masă, sunt 1100, te duci astăzi la ea și îi spui poftim zi înaintea să afli și n-a să stea în gât. Da, te rog eu, dar să nu afle că îi iai de la mine, că nu știu ce o să se întâmple, o să mă ia drapă, o să mă numai dulceață de coapeze toată viața. Ia-i, Nicolae. Și deșteaptă. Vine aseară la mine și am început să vorbim despre toate problemele astea și știi ce mi-a zis? Mi-a răspuns cu un aforism, a zis: tăticuțule, Nicolicii luminează noaptea ca să-i vadă mai bine prădătorii și să-i mănânce. Așa e și cu oamenii buni. Ei există doar ca să aibă ce bârfi toți neisprăviți. Așa ce cu mine? Universitate, moșie, școli, proiecte. Am avut
alte idealuri decât toți ceilalți. M-am căsătorit altfel decât au făcut-o toți ceilalți. M-am consumat și m-am cheltuit bani în stânga și în dreapta, fără noi, nu știi foarte bine pe așa. Am avut parte de fericire și de suferință cum n-a avut nimeni în tot ținutul ăsta. E bine ăștia sacii. Mi-a pus în spate și spinarea mi s-a rupt. La 20 de ani am impresia cu toții că putem să fim eroi. Să mutăm munții din loc, să facem orice, dar mai târziu o părăsim și ne dăm seama că nu suntem buni de nimic. De unde vine oboseala asta? Jur că nu înțeleg. Se prea poate să nu fie asta cauza, pe așa. Hai, du-te, du-te, câte am plicit să despre, du-te cu domnul. Știi ce, frățioare? Eu cred că te frămânți prea mult. Pleacuri și prostii pe așa nimicuri. Prostii? Da, da. Într-adevăr, Nicolae, sunt prostii. Șarnic și de Hristos. Mă urăsc. Îmi urăsc mâinile, îmi urăsc glasul, îmi urăsc mersul și gândurile astea. Caragios în josită. N-a trecut niciuna de când eram în putere, eram mândru, neobosit, fierbeam de energie. Plângeam când vedeam durere, mă revoltam când vedeam nedreptate și acum... Credeam în viitor așa cum crezi în ochii mamei. Ce se întâmplă, Doamne Dumnezeu, am obosit. I-am promis în viitor, dacă ea nici măcar nu s-a gândit vreodată și ea ce-a făcut, a crezut. Și toți acești 5 ani n-am făcut nimic decât să o văd cum se stinge sub povara jertfelor făcute pentru mine. Acum nu mă iubesc, dar de ce, Doamne, de ce, ce se cinstit și onorabil și asta o știu ce mai vrei. O revoltă curățimea umerească. Moare un om, pentru dumneata. Acest om are o mamă și un tată pe care îi iubește și ar vrea să-i revadă înainte de moarte. Părinții știu foarte bine că fiica lor nu mai are mult de trăit și că încă iubește, dar blestemată fie această îndărătnicie, vor să-și pună canoanele religioase. O reneagă în continuare. Dumneavoastră sunteți omul care i-a jertfit tot.
și liniștea sufletească și căminul părintesc și modul cel mai ostentativ plecați în fiecare țară la acești lebede. Dacă n-am mai fost acolo de două săptămâni! Am obișnuit să spun lucrurilor pe nume. Aveți nevoie de această moarte ca să vă rezolvați problemele? Da? Da? Nu mai puteți aștepta puțin? De ce atâta grav? De ce trebuie ca soția dumneavoastră să moară acum și nu peste o lună, domnule, peste un an, peste doi? Domnule, supraomenesc să nu răspund acestor. Hai, lăsați asta, lăsați asta. Pe cine credeți că... Doctor, ești un om cinstit și inteligent, dar atunci nimic mai simplu să-l înțelegi. Ai dreptate. M-am însurat cu Ana să iau o zestre mare, zestre n-am primit-o, așa că mi-am pus eu în cap să o elimin de pe fața pământului, nu? Și am vrut să mă însor cu alta și să iau banii. Cât de puțin complicat e omul, nu, doctore? Omul are multe șurubele și rotițe și nu-ți poți face o părere așa cu una cu două. Poți să fii un doctor excelent, dar să nu știi nimic despre oameni, da? Chiar credeți că sunteți atât de greu de citit și eu sunt atât de prost orb încât să nu fac diferența între o jigodie și un om cinstit? Doctore, vă rog, nu putem înțelege. Te rog pentru ultima dată și te rog, răspunde și mie cinstit. Ce vrei de la mine? Ce vrei să obții? Ucideți pe Ana Petrovna. Și ce vrei să fac? Mă, ca să vă ascundeți adevăratele intenții. Doamne Dumnezeule, dar tu știi adevăratele intenții! Lasă-mă în pace. Cine-ți dă ție dreptul să mă judești pe mine? Dar dumneavoastră cine vă dă dreptul să-mi puneți la îndoială onestitatea? Chinuit și mi-ați otrăvit sufletul până să ajung aici, în această casă. Știam foarte bine că există oameni proști, egoiști, împiți cum or fi, dar nu mi-am imaginat niciodată că există criminali cu sânge rece care trec peste cadavre pentru a-și îndeplini planurile lor mârșave. I-am iubit și i-am respectat pe oameni până să vă întâlnesc pe dumneavoastră. Am mai auzit asta! Am mai auzit, nu? Da! Se pare că acum ne putem înțelege cum nu se poate mai bine. Chiar foarte bine ați venit. Șura, tu ești? Șura? Da! A plecat? Vai, de oameni! Ce nu te așteptai? Șura, ce faci? De ce nu mai venit până acum? Șura, Doamne Dumnezeule, imprudent ceea ce faci! Am și primit un grozitor pe Sara și tocmai mai apare ce zici din colo. Ce voi să fac de mine? Și ăștia conștientă. Am spus la nicio scrisoare, dar nu mai pot. Am avut senzația că ne pot zice parcă cât mi-a făcut grijă și bine ești sănătos. Mă, nu sunt bine! Nu sunt bine, mă chinui toată lumea, mă chinui toți și așa, mă, mă, mă. Tu nu-ți dai seama cât e de periculos, nu-ți dai seama cât sunt de vinovat, Doamne, Dumnezeu. Vinovat? Dar de ce ești vinovat? Nu. Trebuie să ne cunoaștem greșelile. Trebuie să știm unde anume am greșit. Deci ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ai făcut față mea pe publice? Ce-ai făcut? Dar nu râd. Poate te simți vinovat că nu-ți mai iubești nevastă. Poate, dar omul nu este stăpân pe sentimente. Tu nu ai vrut să se întâmple așa. Nu? Poate te simți vinovat că a văzut cum îți declara iubirea mea. Poate, dar tu nu mai vrut să se întâmple așa. Da, Șura, da, și așa mai departe, și așa mai departe. Nu sunt stăpânul sentimentelor, am iubit numai. Doar tu nu-ți dai seama că lucrurile astea nu sunt decât vorbe răsuflate. E foarte opositor să vorbesc cu tine. Ceea ce bine ai pictat câinele? E după model? Da, e după model. Șura, tu nu-ți dai seama că romanul ăsta nu e decât o temă bătută și răzbătută, e o temă de nimic. El a clacat și demoralizat și apare aia suflet cura să-l salveze. Lucrurile astea sunt adevărate doar în romane, în viața de zi cu zi, nu e așa? În viața de zi cu zi e la fel. Tu nu trăiești în realitate. Tu nu trăiești, uite, te uiți la mine acum și te pătrunde o spaimă sublimă. Cred că-ți imaginezi, tu vezi Emilianul al doilea Hamlet, dar spun că nu e așa. E vorba doar de un psihopat cu toate accesoriile de rigoare, un psihopat demn de râs. Doar trebuie să râzi în hohote în fața acestor maniuțărări ale mele și tu ce faci? Doamne Dumnezeule, trebuie salvat, să domne, deci nu-ți pasă tensiunea asta, trebuie să fac ceva, asta trebuie să faci, da? Sparge ceva, arunca ceva, sau dacă vrei urlă. Da, am făcut o prostie că am venit aici, dar fac ceva, bate-mă. Tu nu înțelegi că orice femeie își dorește mai degrabă un nefericit chinionist decât un
un bărbat realizat și fericit. Asta pentru că femeia își dorește o dragoste activă. O dragoste activă? Da. Nu înțeleg. Bărbați, nu-și văd capul de trebuie și de asta la ei dragoste pe planul 3. La noi însă dragostea e însăși rațiunea noastră de a trăi, e însăși rațiunea noastră de a exista. Uite, uitându-te pe tine, eu nu mă gândesc decât cum să te salvez și sunt gata să merg cu tine până la capătul lumii. Dacă tu vei fi sus, voi fi și eu. Dacă tu te vei prăbuși, mă voi prăbuși și eu cu tine. Mi-aduc aminte de întâmplare. Era acum 3 ani pe vremea secerișului și a venit la noi și era iar de soare plin de praf și mi-a cerut un pahar cu apă. Când m-am întors, dormeai pus. 12 ore au stat în fața ușii să nu deranjeze nimeni somnul. Cu cât te sacrifici mai mult, cu cât te implici mai mult, cu atât dragostea e mai frumoasă, pentru că tu o simți mai intens. Doamne, Dumnezeule, tu ești așa de bun și de cuvinte și eu sunt un mare tot. Da. Și un caraliu. Așa.
că minți niciodată. 5 ani de zile am trăit alături de tine. Am suferit, am îndurat boala, dar te-am iubit și nu te-am părăsit nicio clipă. Ai fost idolul meu și când colo tu ce-ai făcut? M-ai mințit. Anita, nu te-am mințit niciodată, acuză-mă de ce vrei tu, dar nu te-am mințit niciodată. Acum am înțeles tot. Te-ai însurat cu mine crezând că părinții mei mă vor ierta și îmi vor da bani. Doamne, da, Dumnezeule, taci din gură, te rog eu! Când ai văzut că banii ăștia nu vin, ai început un joc nou, da. Acum văd totul foarte clar și mi-amintesc exact tot ceea ce ai făcut. Nu m-ai iubit niciodată. Sara, astea-s minciuni! Și nu mi-ai fost credincios niciodată. Sara, astea-s minciuni, te rog, să taci din gură. Ești un om de nimic, ești un om fără onoare, îi datorezi banuile, vedeți, și ca să scap de datorii, te dai la fata, nu? Să spun ceva, nu? Te-ai înșelat pe tot! Te-ai înșelat pe tot, nu numai pe mine! Și tot ce era mai rău, te-ai pus pe seara ai porcii! Sara, o să fac ceva și nu o să-ți placă, te rog, eu pleacă de aici în momentul ăsta, taci! N-o să tac! N-o să tac! M-ai înșelat prea multă vreme ca să tac acum! Tu te la Lebedev ca să o șer și pe ea! Da, plătai să mori! Ceva nu se întâmplă, o să te trezesc eu. Când o să-ți mulc de pe fața ta această mască prefăcută și
Să vadă toți cine mergi cu adevărat, o să te trezești din cele mai înalte sfere, unde te afli în cea mai de jos groapă, de unde nici cea mai demonică forță nu te va putea salva. Sunt un om cinstit. Ceea ce trebuie să fac este să mă impun să le arăt drumul și celor care nu-l văd. Îmi duc treaba până la capăt și mâine dispar din acest cuib. Dar cum să fac? Cum să fac? Doamne, să-l provoc la duel. Știți cumva mai mult până se pleacă la biserică? Acum, încă puțin. Acum. O aduc pe Zijuș, că am simțit. Plânge, urlă. Da, e milă de zestre. De zestre, de Fisa. De Fisa, e bună asta, de Fisa. De zestre e milă. Na, e necasă dacă s-a însurat, înseamnă că nu ți mai dea bani. Că nu poate să treacă pe cine de la răspundere. Fii sincer, vă rog, spuneți-mi, ce părere aveți despre Ivanov? Joacă mai rău ca un cismu. Păi fii atent aici. Anul trecut a fost mare, că-ți povesti ce s-a întâmplat. Nu, era la masa de joc, eu mă nu la asta mă refeream. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre el ca om. Ce fel de om e? Strașnic, bărbat. O pragmatie care trece prin foc și pare. El și contele? Frate de cruce, unde e mai rău, acolo foc și el. Uite, să fiu alea, să mă bată Dumnezeu dacă într-un an de zile, nu o să aducă în sapă de repede. O să înhațe banii și o să trăiască bine mersi, fără probleme. Doctore, ești cam palid. Ești bine? Da, nu te recunosc. Nu am nimic, am băut aseară în părere în plus. Stai jos, așa. Doar un minut, dragă. Da. Rege de pică și o damă de treplă. Ești afară! Vinovat, vinovat. Așa, Sasha, te rog frumos, ascultă-mă cu atenție și cu respectul cuvenit. Treaba e că mama ta m-a rugat să... Bine, conform zestei, ție ți se cuvin 15.000 de ruble la argint. Te rog, fii atentă la mine. Ți se cuvin... Tati și ascultă! Ți se cuvin 15.000 de ruble, dar având în vedere că Nicolae Alexeevici îi datorează mamei tale 9.000 de ruble, ăștia se scad. Ești mulțumită? Maică ta m-a pus. Și dacă te respecta și pe dumneata, nu mi-ai fi vorbit așa. Nu am nevoie de zestrea voastră, nu m-am cerut-o și nici nu o cer. Nu mă mai jigniți cu socoterile voastre meschine. Și tu de ce te lăpustești acum asupra mea? O să mă aduceți în alu, care o să fac cuțit în mine sau în cine știe cine. Aia stă acolo și pocește fiecare copeică. Asta aici, superioară, emancipată, dracu să mă ia, că nu poate să te aleagă propriul tată. O jignesc, auzi? Tu nu înțelegi că înainte să vin aici să te jignesc pe tine, acolo m-a tot capul că cele mele. Ceva în ea ce nu-mi
place. Nu e la fel ca celelalte nunți, ascultă-mă. Tu ești tânăr, ești frumoasă, ești curată ca un diamant, iar el e văduv, consumat, doborât de viață și nu-l pot înțelege. Dumnezeu fie cu el, dar nu-l pot înțelege. E ceva ciudat la mijloc. Prea multă lume zice asta, mai întâi moare Ana Petrovna, așa dintr-o dată, apoi se căsătorește cu tine, tot așa, dintr-o dată, și nu înțeleg. Lasă, nu mă asculta, m-am dubit eu. Sunt o muie de slavă. Nu m-a ascultat Jurăcica, n-a ascultat pe nimeni. Ascultă-ți-l. Tată? Și eu îmi dau seama că ceva e ciudat. Ceva. Nu știu ce. N-am niciun bani. Unde e regele meu? Ți-au venit banii.
Cum până acum ați îndrăznit să mă lăsați singură? Nu pot. Încerc să-ți vorbesc rațional, da? Eram acasă și m-am îmbrăcat pentru cununie și m-am privit în oglindă și... Așa, ce e asta? Nu trebuie. Nu trebuie, că timpul e prea târziu. Hai să curmăm această comedie fără sens. Gata, eu am fost Hamlet, tu mica mea, prințesa mea. De ce ai venit? Îți bat joc? Da, îmi bat joc! Îmi bat joc! Și dacă aș putea să-mi bag joc de 1000 de ori mai tare și să-i pun pe toți să râdă de mine, aș face asta. Sașa, m-am săturat să mă plâng, să-i molipsesc pe cei din jurul meu cu durere. Să cred că miracolul vieții a dispărut, așa. Sașa, nu. Nu, să recunosc toate lucrurile astea când soarele strălucește sus pe cer, când până și furnicele își duc povara până la capăt, nu mai vreau așa ceva. Sașa, ascultă-mă! Să-i vezi pe unii cum îți plâng de milă și alții... Sașa, nu mai vreau așa ceva, venind în coace, râdeam de mine însumi. Aveam impresia că râd până și copacii, până și florile. Nicolae, asta-i nebunie! Nu sunt nebun, ascultă-mă! Abia acum văd lucrurile așa cum trebuie și gândul meu e la fel de curat ca și conștiința ta. Nu ne-ai iubit, da? Dar nunta noastră nu va avea loc. Sașa, ascultă-mă, nu am dreptul să-i nenorocesc pe cei din jurul meu. Am otrăvit ultimul an de viață al soției mele. Tu, de când ești logodnica mea, n-ai mai râs. Ai îmbătrânit cu 5 ani. Tatăl tău, pentru care totul era atât de limpede, de acum nu mai înțelege nimic. Oriunde mă duc, oriunde la vânătoare, la vreo întâlnire, oriunde mă duc, aduc cu mine nefericire și neîmpliniri. Te rog, eu ascultă-mă, mă năpușă curia și nu pot să vorbesc altfel, dar te rog. Am eșuat. Ce scăpare mai am eu? Ce fel de scăpare mai am eu? De băut nu pot să beau. Să scriu versuri proaste, nu mă pricep. Te rog, ascultă-mă. Sașa, ascultă-mă, dacă mă iubești, te rog. În secunda următoare, fără niciun fel de comentariu, renunță la mine, te rog. Deștept, om inteligent, tu chiar crezi că poți să pui problema astfel? Fiecare zi o problemă mai mare și mai mare. Înseamnă o dragoste activă, dar n-am poate decât o dragoste de mare. Așa, și dacă vei te
devenit soția mea, problemele s-au agravat și mai mult, înțelegi? Acum nu vorbește în tine dragostea, ci încăpățânarea unei ființe oneste. Ascultă-mă! Tu ți-ai pus în cap un scop așa, să mă salvezi pe mine, să înțelege, te rog! E timpul. Nu vă mai avea nicio nuntă! Ba da, ba da, tata, te rog frumos, spune că vom avea o nuntă! Stai puțin, de ce nu vrei să aibă loc nuntă? Da, i-am explicat deja de ce. Nu ei! Trebuie să-i explici! Nicolae Alexeievici, vine! Trebuie să-mi explici! Că atâta ne-ai tulburat viețile, că nu mai înțeleg nimic! Stau, mă, uit și nu înțeleg nimic! Încearcă să privești și tu lucrurile simplu cum facem toți. Zahărul este dulce, tavanul e al cismele negre. O iubești pe Sasha, ea te iubește, dacă o iubești, rămâi. Dacă nu o iubești, atunci pleacă și nu mai avem nicio pretenție. Nicolae, ce mai vrei? Ce mai vrei? Răspunde-mi! Ce mai vrei? Vrei bani? Vrei bani? Uită-te la mine, Nicolae! Banii nu-ți aduc fericire, dar pentru tine mă duc și vorbesc cu Zuzușca. Iubita mea, ascultă-mă, te rog. Nu să spun acum cine sunt eu, dacă sunt cinstit sau escroc, dacă sunt în toate mințile sau nebun, să pot să înțelegi lucrurile astea. Am fost plin de viață și încercântat și cinstit și am iubit și am urât altfel decât toți ceilalți. Am sperat și am muncit cât 10 oameni la un loc. Nu mai pot. M-am dat cu capul de tavan, fără să-mi știu puterile, fără să știu cum e viața. Mi-am pus în cârc o greutate și asta m-a făcut bucăt, înțelegi? Nu mai pot. Te rog, aveșoat, înțelegi? Aveșoat lamentabil, ascultă, te rog. La mine mă simt bătrân, mă simt obosit, nu mai pot. Nu mai pot, simt că nu mai am idealul, nu mai am credință, nu mai am iubire, înțelege că nu. Mi se pare că dragostea e un joc de copii proști. Uite-te la mine cum am ajuns, mă clatin pe picioare și nu mai am putere, înțelegi? Unde e, Doamne Dumnezeu, Nicolae? E poftim, e poftim! Toată lumea ne așteaptă la biserică și dumneavoastră v-ați culcat! Doamne, mai pe mamă, dacă s-a mai văzut așa ceva, domne! Mireasa vine mai târziu, dumneavoastră trebuia să fiți deja acolo! La biserică! Vă rog, declar aici în fața tuturor că sunteți un ticălos! Vă provoc la duel! Stimate domn! Consider că ieșirea dumitale este de o josnicie incalificabilă! Eu te provoc la duel! Domnule Porcu, pentru mine nu e injustor numai să mă duelez, eu nu pot nici măcar să vorbesc cu dumneata, însă domnul Ivanov îi pot da satisfacție orică. Stimate domn, eu mă duelez cu dumneata.